Restructurarea și reconversia podgorilor va fi realizată și în perioada 2014-2018. Problema se pune cum se va face acest lucru. Procesul desfășurat până acum a ridicat unele probleme, lăsând loc de îmbunătățiri. Așa că încă mai au loc discuții între toți cei implicați, producători de inputuri, finanțatori, beneficiari, autorități ale statului. Discuțiile în ce privește un nou exercițiu financiar pe reconversia în viticultură sunt în toi. Cum vedeți dumneavoastră, cum ați vrea să arate noul PNDR 2014-2018? Nu cum vreau eu, care a -a. aici. nu trebuie să găsim o. Dumneavoastră, furnizorii de. cei care faceți plantațiile viticole, pomicole, dar acum discutăm de viticultură, și producătorii. Aici, noi trebuie să, datorită în ocazie de cedință, să convergem și banche, să vină cu o cofinanțare sau ne cu ajutorul de la APIA, cu garanția de la APIA de bună ejecuție, să ne finanțează noi ei, pentru noi producători de materiale, să se... ne garanteam și noi o plată, nu ca aspeta încă în momentul de față, aspeta și 7-8 luni. Și acum vedem, odată avem de vedere că avem un, ca un an de, un an să ne organizăm, să se propunem, se... Banca face meseria sa, adică se finanțează, se vine cu banii, să ne garanteze la noi banii. Dumneavoastră sunteți reprezentantul unei bănci. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Ce ar trebui să facă producătorii, statul? Ar trebui să vă așezați clar la masa dialogului. În primul rând, cred că cel mai important este ca toți actorii care sunt implicați să fie de la început angrenați în acest dialog. Este foarte important pentru perioada următoare să stabilim acea formulă optimă prin care să se găsească soluții de finanțare a producătorilor în acest domeniu. De ce este foarte important? Pentru că vrem să evităm blocaje prin, de exemplu, dacă se va impune o măsură prin care fermierii trebuie să aducă o scară de garanție bancară de o valoare foarte mare, este posibil să le îngreuneze accesul la un astfel de instrument și implicit să depună o astfel de documentație. De aceea soluția ar fi ca în momentul în care se stabilește un quantum al acestei scrisori de garanție de bună execuție, să fie implicați toți actorii inclusiv sistemul bancar. De asemenea, ar fi foarte important dacă statul, prin API, agenția care este responsabilă în domeniu, ar putea să confirme la momentul în care sunt finalizate verificările pe teren și din punct de vedere administrativ. Că respectivul fermier se încadrează sau nu în bugetul din anul respectiv sau în bugetul din anul următor, astfel încât să știm ce instrument, ce tip de finanțare se potrivește cel mai bine pentru beneficiarul respectiv. Care sunt concret propunerile dumneavoastră? În cedința de ziua de azi s-a pus la masă și apia și o banca din care eu i-am propus că odată că eu am finalizat lucrare, e, anul APIA face verificare, că da o adeverință, că e ok, banca e dispusă să se platește locul beneficiarul. Asta va fi de când ai terminat lucrare, maxim 30 de zile, cum a fost în 2009-2010. În 20-30 de zile ai bani. și după aia APIA, când a verificat, a făcut toate treburile, maxim 6 luni, banca se ia banii înapoi. Este foarte important să știm de la început planul de măsuri pe care are de gând să le implementeze. Pentru că unii viticultori implementează mai multe măsuri și atunci este vorba despre stabilirea unui flux de numerar pe o perioadă mai lungă, pe 2-3 ani eventual. Și atunci este important să se știe de la început care sunt condițiile, care este necesarul de finanțare pe fiecare etapă, astfel încât fermierul să nu se regăsească într-un blocaj. Din punctul meu de vedere, suntem la un moment optim și întâlnirea a avut loc la un moment oportun, pentru că suntem chiar în perioada în care se stabilesc normele pentru perioada următoare, astfel încât vrem să evităm ca ulterior unei decizii fermierii să află în situația în care nu și-au pregătit foarte bine strategia pentru anii următori. Ținând cont că investițiile pot fi destul de consistente în acest domeniu, dar pe de altă parte avem deja experiența pozitivă a acestor ani în care gradul de absorție pe această măsură este destul de ridicat, este aproape de 100%, atunci sunt convins că împreună putem găsi soluții de deblocare a unor eventuale probleme în absorție a acestor fonduri. Suntem sectorul agricol cu 100% absorție în ceea ce privește Programul Național Suport pe Viticultură, în principal măsura de reconversie. Panul viitor va trece, sper bine, trebuie să plătim restanțele către produ producători, mă refer la planurile realizate deja și preocuparea noastră ca patronat al vinului este să avem grijă foarte mare pe exercițiul financiar 2014-2018, unde de altfel am obținut și mai mulți bani de la comisie, Bineînțeles, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, dar trebuie să să avem grijă ca legislația să fie în continuare facil de aplicat, atât pentru micul producător cu 2-5 hectare, cât și pentru cei cu 100-1000 de, de hectare. Ce se va întâmpla de la anul? De la anul, noi avem, am modificat legislația actuală în sensul că doar am, am re. Am modificat un pic ordinul de, al domnului ministru al agriculturii, îmbunătățindu-l un pic și creând anumite prioritizări pentru tineri fermieri, pentru cei care uh, sunt membri în asociații uh, viticole recunoscute uh, de către sector. Uh, prioritizări care să permită să, se, uh, să avem o absorpție de asemenea de 100% și ca acești bani să meargă către cei care au reală nevoie de către banii respectivi. Măsura în mare va funcționa pe aceea, în aceiași parametri vom după, eu știu, luna viitoare, undeva spre sfârșitul anului, când va apărea noua organizare, regulamentul cu noua organizare comună de piață pe sectorul vitivinicol, să ne adaptăm și noi legislația națională în funcție de regulamentul care va apărea la comisie. Măsura de investiții este prioritară pentru noi, pentru că acolo veți vedea și vor vedea producătorii, am găsit niște lucruri foarte interesante. Investiția în baric, diminuăm cu 50% prețul de cost prin suportul financiar european combinat cu de la bugetul de stat și înființarea, organizarea de wine shop-uri. De ce wine shop-uri? Reușesc să comunic mai specializat cu consumatorul, cu iubitorul de vin, prin aceste buticuri de vin, wine shop-uri, decât o fac prin marile rețele de supermarketuri. uri Intră iubitorul de vin, începe o discuție cu consilierul de la. Magazinului, pentru ce doriți vinul, la ce mâncare, câți invitați aveți și așa mai departe. Astfel vom reuși să creștem nivelul de educare al consumatorului și noi, evident, ne vom atinge obiectivele de vânzare. Investițiile în crame trebuie să, să continue pentru că, prin tehnologie, reușim să oferim consumatorilor o calitate mult mai, mai bună a vinului, să reușim să poziționăm corect vinurile. În România, astfel încât consumatorul să știe ce achiziționează și să-ți dorească din ce în ce mai mult din punct de vedere al calității, iar pe piețele externe să reușim să le recâștigăm. Avantajul nostru competitiv, dacă vorbim de China, principala țară de interes a întregii omeniri pentru distribuția de vin acolo, avem avantaj competitiv față de Franța, Spania, Italia, țări cu tradiție ca și noi în, în, cultura viței de vie și producerea vinului, avantajul nostru competitiv este că pe același nivel de calitate, cu siguranță avem, avem preț mai bun decât, decât ei. Acum, normal, interesul este să recâștigăm aceste piețe sau să câștigăm alte piețe noi, să avem o poziționare corectă de preț, astfel încât, în primul rând, să vindem, să ne vindem vinul și să avem o marjă de profit satisfăcătoare. În ultimii ani, băncile chiar și-au întors fața către agricultură, către toată agricultura. Banca dumneavoastră. Cum gândește această uh, reconversie? Cum uh, vă gândiți să-i uh, bănuiesc că v-ați făcut un uh, plan să-i ajutați pe viticultori în uh, restructurarea reconversie? Um... Pe de o parte este vorba de această nouă măsură în ceea ce privește scrisoarea de garanție de bună execuție. Automat toți fermierii care vor să depună un plan să fie eligibil pentru subvențiile în reconversie trebuie să aibă această garanție de la momentul depunerii. Și atunci banca este dispusă, bineînțeles, să aibă discuții încă de pe acum, ca să fim siguri că ne încadrăm până la termenul limită din decembrie, să întâlnească deja cu cei care vor să depună astfel de planuri și să discute, să identifice soluții de a emite această scrisoare. Odată. Pe de altă parte, în momentul în care APIA ar o adeverință uh, cu privire la certitudinea sumelor de încasat de către beneficiar, banca poate oferi un, uh, un anumit tip de finanțare prin care beneficiarii să poate să primească 80-90% din valoarea de încasat de la APIA, uh, astfel încât să nu blocheze fluxul de numerar. De exemplu, dacă APIA emite la, momentul, la acest moment un astfel de document, într-un termen de 30-40 de zile, sau poate chiar un termen mai lung în cazul în care sunt întârzieri la plată la nivel național, banca poate acoperi acest decalaj, acest decalaj de flux de numerar. Și atunci se oferă o finanțare de la acest moment de când are certitudinea că fermierul respectiv va încasa banii, până când statul va plăti efectiv. Se întâmplă acest lucru deja pe în celelalte subvenții și convenții aferente pe care... Le-am semnat cu APIA, astfel încât finanțarea, de exemplu, pe suprafață, plățile pe suprafață, se dau facilități bancare în perioada august-septembrie și se recuperează banii în momentul în care APIA plătește în undeva în martie, cel târziu mai iunie. Același lucru se poate face și pe reconversie. Pe baza acestei adeverințe, banca ar face plata, să spunem, în luna mai către beneficiar și atunci, în momentul în care se încasează banii de la APIA, mai târziu, banca ar închide facilitatea iar dacă rămân bani, îi va transfera către conturile beneficiarilor. Din cunoștințele dumneavoastră, câte hectare s-au replantat în România? Aveți această cifră? În România, începând cu 2007, s-au alocat undeva în jur de 250 de milioane de euro care au fost absorbiți în totalitate și sunt plantați undeva în jur de 28-30 de mii de hectare de viță de vie care au fost supuse restructurării și reconversiei și care acum sunt într -o, de o calitate europeană, adică nivelul calitativ al plantațiilor este de nivelul celorlalte state europene cu potențial vitivinicol. Cât ar mai fi de replantat? de replantat în România, ar fi mult. Noi avem 180.000 de hectare de fiță de vie. Să vedem ce bani avem. Adică, noi posibilități avem bani să, să, să primim, pentru că nu vrem noi în sectorul ăsta, în general, nouă în sectorul ăsta nu prea ne place să lăsăm bani necheltuiți. Cum avem bani, cum îi cheltuim. Deci, repet, suprafața viticolă a României e undeva 280.000 de hectare. Am replantat 30. Trageți-mi așa Câte plantații ați făcut în acești ani? Cât a funcționat reconversia la noi? Da, eu... Câte hectare ați da. plantat? Eu, personal, am ajuns în jur de la 15.000 de hectare, da? Acum, exact, nu știu. Asta se vorbește în 5 ani. Uh... Ultime probleme aia mari a nășit ultimii două ani de zile, când s-a făcut foarte multe cerere la reconversie, cum știi, la reconversie, la vița de vie a mers foarte bine și s-a pus foarte multă cerere. S-a văzut și rezultate că vinorii au început să intră în piață și se pare că la lume place vinul românesc și de asta lumea e foarte, cum se zice, motivată să mai planteze. Și se pare că nu are reconversie, s-a dat și mai mult bani anual Ma, uh, acum începe să noi producători și noi furnizori de servicii să ne aparăm, adică să venim în uh, sprijinul la beneficiarul să-l ajutăm și eu cu o finanțare. Adică nu că finanțăm numai noi, că nu se mai poate, ma, nici beneficiarul că poate că nu are. Atunci aici trebuie să intre în mijloc jocul, o, o, bancă, acum funcționează la FADR, adică vine cu o garanție, o scrisoare bancară, o F fonduri de garantare din agricultură sau o bancă sau alt fond institută de creditare, se fanu ei meseria asta și noi facem a noastră. Pe hectarele pe care le-ați făcut dumneavoastră, le-ați realizat dumneavoastră, v-ați luat banii în totalitate sau încă mai așteptați? Suntem un minus. Încă mai așteptam, din păcate, sunt aproape șapte luni, și chiar mai mult pe anumite măsuri. Uh, nu numai eu, mai multe. Eu, azi eu reprezint uh, 70% din furnizori, mai sunt în alti furnizori din alte țări europene, din care avem o problemă asta. Mai, noi azi nu e că vrem să discutăm de ce s-a făcut și s-a trebuit să știe toată lumea care a fost problema principală, că s-a făcut prea multe cerere decât banii erau la dispoziție. Adică vrem să facem într-un fel să nu se mai întâmplă problema asta.